Acest proiect se dorește a încuraja clujenii să folosească bicicleta ca mijloc alternativ de petrecerea timpului liber și, de ce nu, de transport în municipiul nostru pe termen mediu și lung. Nu vă ascund faptul că mi-aș dori ca în viitor, peste 5, hai să spunem, maxim 10 ani, orașul nostru să ajungă precum Utrecht în Olanda, unde am văzut, de exemplu, parkinguri supraterane pe două nivele pentru biciclete. Iar în oraș, practic, numărul bicicletelor cu numărul mașinilor este aproximativ uh, egal și oamenii se deplasează la muncă, se întorc de la muncă sau la universitate, la școală, cu bicicleta. Evident, suntem departe de o asemenea ambiție, dar drumul spre acest demers poate începe astăzi cu 500 de biciclete, 6000 de utilizatori ai cardului Cluj Bike care vor putea gratuit să folosească bicicleta din una din cele 50 de stații pe care le vom avea cu autoservire pentru biciclete și să utilizeze cei 59 de kilometri de pistă pentru biciclete în perioada următoare, urmând ca noi să extindem în continuare pistele pentru bicicliști și să obișnuim pe oameni, mai ales pe șoferi, că în trafic mai au încă un partener la fel de important și pe care trebuie să-l aprecieze și să-l respecte, care este biciclistul. Iar noi, așa cum am spus, să extindem uh, numărul pistelor pentru biciclete, să fie legate între ele și să aibă condiții decente de practicare nu numai a sportului, ci și a unui demers, repet, cu utilitate socială și de mediu.